Ieri s-a încheiat ultima ședință prin care s-a decis și se va intra pe acest parcurs traseu. Să știți că fără a acuza pe nimeni, nu poți pe 160 de kilometri de autostradă să vii cu un cost de 8 miliarde de euro. Cam asta propunea, surpriză, aceeași companie care a făcut studiul de fezabilitate și proiectul pentru A70 de care vă spuneam mai devreme. Că ăștia sunt cei care au câștigat în urmă cu vreo 2-3 ani licitație. Și-au propus un traseu cu care eu cred că nu avem cum să fim de acord pe 160 de kilometri să ai un cost de 8 miliarde pentru că nu poți să acoperi nici măcar din fonduri europene aceste costuri. În acest context, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu a explicat că a solicitat refacerea traseului și găsirea unor soluții mai realiste. CNAIR a acceptat o propunere care urmează să fie prezentată public și care are un cost la jumătate, adică de 4 miliarde de euro. A venit cu o propunere pe care o să o prezentăm public în zilele următoare, pe care CNAIR-ul a acceptat-o, care are ca și cost va la jumătate, 4 miliarde, care, așa cum am spus, va fi prezentată și care sper eu să rămână finală. Sorin Grindeanu s-a arătat încrezător că în toamnă Compania Națională de Drumuri va putea scoate la licitație primul tronson al acestei autostrăzi, dar dinspre Brașov, în zona Codlea, Cristian Ghimbav.